Primarul Tudor Pendiuc, în urma întâlnirii cu membrii guvernului privind descentralizarea, a cerut ca poliția locală să nu rămână la național, salariile agenților să fie mărite, a cerut și bani în acest sens și pentru ca pachetul să fie complet, cere și deblocarea posturilor. Am stabilit că va trebui să discutăm cu Ministerul Finanțelor pentru mărirea salariilor și cu Ministerul Muncii la poliții și locali și deblocarea posturilor, fiindcă noi, poliția locală, nu numai la Pitești, ci în toată țara, o avem subdimensionată. Subdimensionată datorită tăierilor salariale și de posturi din 2010, versetă ordonanță 63. Nu vreau să intru pe teme politice, că nu e treaba mea aici, asta. Și atât. În rest, am avea ce trebuie. Dar să mărească salariile, nu înseamnă să-mi dea mie posibilitatea să le dau bani, să-mi dea și acești bani, fiindcă ordinea și liniștea publică a trecut de acolo, de la nivel național, la nivel local și să treacă și cu resurse financiare. Și am stabilit să discutăm cu Ministerul Finanțelor pentru a vedea ce cotă din impostul pe venitul global sau din taxa pe valoare adăugată să ne revină nouă ca formă regulată, ca formă permanentă de venit.